și zâmbește spre soare, nu oprește nimic. Crește într-un mic paradis și trăiește un vis cu un pur sânge amic. Lena poate chiar zbura atunci când se așează în șa. Ferma Lenei. Schi și cai. Wow, e foarte tare, frate! Hugo va câștiga concursul, vom pleca în excursie. O aventură în Groenlanda? E de vis. Faceți-vă bagajele, cu regele pleci în echipă, aveți deja excursia în buzunar. Nu să călărim niciun cal, vom fi obligați să schiem în urma lor, cum așa? Nu contează, e vorba de o traversare pe schi cu căluți. E genial! Calmează-te, Angelo, e super ușor să schiezi. Ne vom distra de minune. Trezește-te, praierică, excursia e a noastră. După mega figura pe care o voi executa pe trambulină, n-ai nicio șansă. O, da? Așa crezi? Rămâne de văzut. Ne-am ars. Sper că acrobația ta e atât de grozavă pe cât spui. Haideți, haideți, copii, începe ora. Fii atent, Olaf! Pe pista asta, Hugo va câștiga super excursia! Ai. Mistral! Are mare curaj că s-a înscris în concurs. Adevărul e că se simte mai în largul ei călare pe Mistral decât pe schiuri în spatele lui. Atenție! E genial să fii pe schiuri în urma calului. Da, de-a dreptul surprinzător, ce să zic. Haide, Sam! Haide, du-te, Sam! Du-te! Haide, bombon! Hai! Admirați stilul! E bine, scumpa mea, foarte bine. Papa, nici măcar nu te-ai uitat. Noi ne-am uitat, Sam, a fost grozav. O să câștigi și o să plecăm în Groenlanda. Wow, ce salt! O să câștigăm excursia. Așadar, ce spuneți de mega backflip-ul meu? Hugo, ești cel mai bun! O să plecăm împreună în Groenlanda! Pe bună dreptate am pariat pe tine, Hugo! Da! Iar ai rupt bara atelajului. Exagerez deja. Realizările astea mi-au făcut foame. Mă duc după un sandwich. Ascultă-mă, nu voi paria pe victoria ta. Papa, stai, mai rămâi doar 2 minute, te rog. Voi face o acrobație. Bine, dar repede. Am o întâlnire importantă. Deschideți bine ochii. Îi voi lăsa gură cască. Samantha, ești bine? Sunt bine. În regulă, am plecat. Ai grijă, da? Și să nu sari mai sus decât poți. Ai înțeles? Excursia în Groenlanda ne-a scăpat printre degete. Plecați de aici! Dacă așa te porți, noi plecăm! Samantha!
Saltul la 360 a fost bun. Mai trebuie să lucrez la aterizare, dar... Crezi? A fost zero? Tata are dreptate, sunt un zero, un zero barat. Nu vorbi așa. Și eu am aceeași problemă acasă. Tata nu mă ia niciodată în serios. Da! Niciodată nu iau note destul de bune. Da, așa sunt părinții. Dacă aș fi băiat și aș executa backflip-uri ca tine, totul ar fi altfel. Dacă ai fi băiat, ai fi o mare pacoste. Sincer să fiu, un backflip e impresionant, dar nu-i mare lucru. Toată lumea îl poate executa. Serios? Atunci mă înveți și pe mine? De ce să te ajut când tu ne faci tot felul de răutăți? Înțeleg. Nu merit. Ai dreptate. Îmi pare rău. Dar... Stai, Samantha! N-am spus că te refuz. Cine ai spus că o să refuz? N-am spus că o să refuz să mănânc sandvișul. Secretul unui lustruit bun este să repeți operațiunea. Lustruiești, răzuiești și o iei de la capăt. Apoi aluneci mai ușor ca umbra ta. Hei! Nu mai simt brațele. Nici eu. Merităm o mică pauză. Pe bune acum, ce voia Samantha mai devreme? Nimic. Se certase cu tatăl său. Eu doar i-am ridicat un pic moralul. Poftim? Acum îi ridici moralul pacostei ălea? Samantha are defecte, dar ca toată lumea suferă și ea. Are dreptul la un pic de mângâiere. Nu vrea decât să câștige concursul cu orice preț. Ai face bine să păstrezi distanța. Fetelor, sunteți un pic geloase? Ai vrea tu. În loc să bârfiți, ar fi indicat să vă mobilizați un pic. N-ați înaintat deloc cu dezăpezirea. Serios? O să te implici direct în dezăpezire. E gata, am reparat barata. Eu am pus. Scuze, Angelo, nu pe tine voiam să te nimeresc. Nu, zău. Gâtul meu, îți arăt eu ție. Scuze, Mistral. Salutare, prieteni! Am impresia că tu și Samantha vă înțelegeți foarte bine. Sunt nedespărțiți. Poftim? Ne-am salutat doar. Ce pune la cale? Ne-am dat întâlnire la fermă și nu răspunde la telefon. Nici o grijă, n-o să întârzie. În cel mai rău caz ne vom vedea în lumiș. În loc să cocheteze cu Samantha, ar face bine să se concentreze la antrenament. Oh, ce nervoasă sunt! Anais, Hugo a întârziat doar un pic. Sincer, tu îl vezi cu Samantha? Îți faci griji degeaba. Uite, Olaf, aproape te-ai vindecat. Opa! Hop! Hop! Și poftim! Haide, dă-i drumul! Voi fi lângă tine! Hop! N-o să reușesc. Ba, bine că nu. Lasă frica, nu te mai gândi. Aruncă-te și totul va veni de la sine. Ușor de spus, o să-mi rup gâtul. Nu, nu-ți face griji. Sunt aici, întinde-ți brațele și capul în spate, haide. Ha!
scuze, Samantha, trebuie să plec. Dar n-am terminat. Chiar trebuie să plec. Sunt în mare întârziere. Hei, hei, hei! Reglist, nu atât de repede. Așa e bine, l-am reparat, sper să reziste. Clar, asta va schimba totul. Cu siguranță am și câștigat deja. Dar binevoi și el să vină la antrenament. Hei, hei! La treabă, eu sunt gata! Hugo, te așteptăm de mai bine de jumătate de oră. Știu, mi-ați dus dorul, dar iată-mă! De ce ai întârziat atât de mult? A fost tata. A vrut să ne întâlnim din cauza ultimului test la fizică, la care am dat-o în bară rău. Bun, am pierdut destul timp. Am reparat atelajul. Acum va rezista, pe cât posibil să nu-l mai lovești. E limpede că asta va schimba totul. E grozav, amice. Mulțumesc. Haide, am plecat. Va câștiga concursul de schi. Anaïs, ești sigură? Ți-am spus că l-am văzut îndreptându-se spre sală. A fost cu ea. Ce să facă el în sală cu Samantha după ore? Hei, Anaïs, așteaptă-mă! Ai încredere, sari! Da, încă o dată! Am reușit! Când tatăl tău va vedea, va crede că visează. Ești foarte talentată. Am avut un profesor super. Merci, Hugo. De când visez la clipa asta? Hugo? Nu pot să cred. Ce faci aici? Anaïs, Lena? Stați! Vă voi explica. Nu-i nimic de explicat. Ești de plâns, Hugo. Las-o baltă, Hugo. Nu le băga în seamă. Îmi pare rău. N-ar fi trebuit să accept să te ajut. Anaïs, Lena, așteptați! Hugo, întoarce-te, top! Așa este. N-ar fi trebuit să mă înveți backflip-ul, fiindcă o să te fac praf la concurs. Lena, Anaïs! Anaïs, Lena! Hei! Hei, fetele n-au ajuns? Încă nu. De ce? E vreo problemă? Păi, sincer, da. O mică problemă. Eu... Păi, în fine... Ce cauți aici? Mă bucur să vă văd. V-am căutat peste tot. Vreau să vă explic. Te-am spus deja că nu merită. Am văzut destul. Nu mai spune nimic. Samantha nu se simțea bine. Trebuia să o susțin. O zău? Și faci asta cu toate pacostele care trebuie susținute? Am văzut că ai sărutat-o. Ne spuneți și nouă ce se petrece. Ai sărutat-o pe sora mea? Dar nu, nici de cum nu ne-am sărutat. Hei, ne spuneți ce se petrece? Am învățat-o pe Samantha backflip-ul. Poftim? Glumești? Și acum îl știe? Ești cu capul în nori, Hugo. Samantha e cea mai bună la slalom, e invincibilă în ring. Dacă îi va ieși backflip-ul pe trambulină, va fi favorita concursului acesta. Trebuia să aibă iar încredere în sine. Să-și facă tatăl mândru de ea. Am ajutat-o, îmi pare rău. Nu m-am gândit că o să poată câștiga concursul. Ce cu povestea asta? Sora mea nu-l poate bate pe Hugo. E imposibil, chiar nu vreau să pierd pariul. Pariul? Care pariu? Dacă Samantha va câștiga concursul, voi fi servitorul ei timp de o lună. Dar de ce ai făcut pariul ăsta absurd? Fiindcă eram sigur că o să câștige Hugo. N-am crezut că... Bine, merg acasă. În cazul ăsta plec și eu. Vin și eu. Ne vedem la concurs. Hei, încă n-am pierdut. Da, bine zis încă. Kevin, stai! Voi vorbi cu sora ta în privința pariului. Tati, tu și mami veți veni mâine la concurs? Desigur. N-o să vă pară rău. Am o surpriză pentru voi.
Și tu, jumătate de om, o să mă vezi câștigând? Hugo, te așteaptă afară. Hugo, ce vrei? Să uiți de pariul făcut cu frățiorul tău. Nici nu mă gândesc. Te-am învățat backflip-ul. Eu ți-am dat un imbold. Îmi datorez asta. Prea bine, ne vedem mâine pe pistă. E numai vina mea, Angelo. Dacă nu voi câștiga, s-a zis cu excursia. Anais și Lena n-o să mă ierte niciodată. Nici Kevin. Sărăcuțul, îți dai seama? Da. Da, bine, de acord. Pe mâine atunci. Ce minte scurtă am! Haide, hai să vedem. Sunt tare curios. Da, și ei, eu. Ce se întâmplă? Ia te uită, poftim, o să reziste. Mersi, Angelo. Voi face un tur de încălzire. Iar tu, tu n-ai de ales, frățioare. Va trebui să câștigi. Unde e Anais? Pariez că sora mea a făcut deja o listă cu tot ceea ce dorește de la mine. Nu e totul pierdut, Kevin. Nu-ți pierde speranța. Domnișoara Samantha Cavaletti. Haide, bonbon, să le arătăm ce putem. Un super salt! A avut un profesor bun! Bravo! Formidabil! Samantha Cavaletti termină cursa cu un punctaj record! 94! Bravo! 94 de puncte? Bravo, Hugo! E numai meritul tău! Nu? Olaf, întoarce-te! Hugo, ce... Domnul Hugo Ford. Domnule, Hugo are o problemă cu atelajul. Rezolvăm în câteva minute. Hei, dacă nu se prezintă, va fi descalificat. Eu ar trebui să fiu după el. Mă duc eu acum. Așa o să aibă timp să repare atelajul. Prea bine. Domnișoara Lena Steiner. Nicio grijă, Lena, sunt sigur că totul va fi bine. ...47 de puncte pentru Lena Steiner, care termină cursa într-un stil foarte personal. Haide, Olaf, să-ți găsim stăpâna! Fugi ca un iepure! Te-ai vindecat! Ultima strigare pentru Hugo Ford. Așadar, nimeni? Atunci? Aici, aici! Sunt aici! Vin! Exact la timp pentru a nu fi descalificat, tinere! Doar fiindcă l-ai adus pe Olaf, n-o să uit ce ne-ai făcut. Sper să câștigi. Nu prea sunt sigur de victorie. Îmi cer scuze. Știu că nu te interesează, dar între mine și Samantha nu este nimic. Așadar,
Dăm startul. Haide, Reglis. Ține pumnii. Da! Am reușit! Pe mine nu m-a învățat. Da! Haide, Hugo! Haide, Hugo! Ești cel mai tare! Haide, Hugo! Ești super! Da! 97 de puncte, Hugo Four câștigă concursul! Uh-huh! Bravo! Ura! Bravo! 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 Reglis, ai fost genial în concurs! Nu regret decât un singur lucru. Care? Păi, că am pierdut cursa Lenei. A fost fenomenală. Zău, râzi de mine? Să vedem cât de fenomenală e asta. Dacă vrem să fim pregătiți pentru excursia în Groenlanda, trebuie să ne antrenăm. Mai ales Lena. Dacă am începe acum... Lăsați-mi 10 minute, vin imediat. Promiți că o să ai grijă, Olaf? Haide, pleacă! Nu mai sta, altfel o să plâng! Anaïs, dacă vrei un profesor bun... Pentru ce? Să învăț zborul planat? Au dublat în limba română Anca Sigmirean, Ioana Dagău, Sorin Ionescu, Alina Leonte, Răzvan Vicoveanu, Richard Balint, Carina Chereji, Florian Silaghi, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Atunci când se așează în șa, împreună.